Progresul comunității ar trebui să atragă de la sine și un nivel de viață mai bun pentru locuitorii. Se pare că la nivel de Mehedin, sărăcia își pune amprenta și asupra sporului natural. Astfel, la finele lui 2016, în localitățile din nordul județului, se înregistrează un spor natural negativ. În Baia de Aramă, spre exemplu, au fost raportate 64 de decese și doar 40 de nașteri. Tendința pare să fie însă aceeași și la nivelul întregului Mehedinți. În 2016, la CMI Dr. Zăroniu Lorena, au fost înregistrate 4 decese și 5 nașteri, iar în 2017, din ianuarie până prezent, au fost înregistrate 2 decese și o naștere. În anul 2016, numărul născuților vii a fost de 2232, în scădere cu 64 de copii față de numărul înregistrat în anul precedent. Numărul deceselor înregistrate în anul 2016 a fost de 3739, în scădere cu 173 persoane față de cele înregistrate în anul 2015. Cu toate că statul român încurajează femeile să dea naștere copiilor prin acordarea de bonificații, acestea nu prea par dispuse să facă mai mult decât un copil. Tendința ultimilor ani arată clar că multe dintre românce aduc pe lume cu dificultate cel de-al doilea copil. Pe de altă parte, româncele par să fie ieșit pentru prima dată în istoria postdecembristă din eticheta de femei de casă, punând pe primul loc cariera, fapt pentru care nașterea copiilor, creșterea și educarea acestora nu mai reprezintă o prioritate. Fenomenul este întâlnit, din păcate, la familiile de etnie romă, acolo unde, deși domnește sărăcia, nepăsarea și lipsa de educație, copiii par să vină pe bandă rulantă.